pentru că mașina, spuneam, era parcată regulamentar. Ce cauți în porta mea? În aceste momente, Ionița Viorica de la Clejan a ieșit. A ieșit Ionița Viorica de la Clejan și a dat cu o sticlă cu lapte. Asta... A dat cu o sticlă cu lapte noi, Viorica de la Clejan, și aș vrea să, îmi spune colegul meu, dar aș vrea să mă întorc să mă și vedeți un pic. Ia uitați. Ce s-a întâmplat? Ce aveți, doamna Viorica? Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu știu nimic, așa. Păi și ce aveți? Ce aveți cu noi? Ce aveți cu noi? De ce vă comportați așa? Fiica dumneavoastră a provocat un accident. Vreau să vedeți. Și facem în continuare această transmisie, reacția pe care a avut-o Viorica de la Clejan în momentul în care, iată, a văzut presa la ea la poartă supărată, fiindcă Margherita a provocat un accident de circulație. A ieșit, a dat cu lapte noi și ne-a udat cu furtunul și eu, și șoferul, și cameramanul, și camera de filmat. Uitați cum arătă.